Ne aflăm din nou la Biblioteca Academiei Române, cu un prilej deosebit de data aceasta. Suntem împreună cu doamna Gabriela Dumitrescu, șefa serviciului Carte Rară Manuscrisă a Bibliotecii Academiei Române, pe care o invit să ne spună despre ce prilej deosebit este vorba. Este vorba, în primul rând, de vernisajul expoziției Dimitrie Cantemir, un cărturar de tip renascentist, ocazie cu care Ambasada Federației Ruse la București a donat Bibliotecii Academiei 25 de volume din ediția facsimilată a manuscriselor Dimitrie Cantemir, manuscrise care se găsesc în Rusia, la Moscova și Sankt Petersburg.